să ne pregătim pentru eventuala infecție cu coronavirusul cel nou. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să știm cum să transmite acest virus. Și știm că se transmite prin contact direct și știm că se poate transmite aerogen. În acest context, ce avem noi de făcut? Primul lucru pe care l-avem de făcut este să folosim din abundența apa și săpunul. Trebuie să ne spălăm cât mai des pe mâini, în așa fel încât să decontaminăm mâinile de posibilul virus care ar fi pe mâinile noastre. Dacă folosiți toaleta cu mâna dreaptă, veți deschide robinetul cu mâna stângă. În al doilea rând, trebuie să ne obișnuim să nu mai ducem mâna la față sau la nas. Și dacă vă veți urmări, o să vedeți că în mod constant, la fiecare minut, duceți mâna la gură sau la nas sau la nivelul pielii capului. În al treilea rând este să ventilăm și să aerisim foarte bine camerele în care stăm. În al patrulea rând trebuie să știm că dacă cumva se întâmplă să ne îmbolnăvim, primul lucru pe care trebuie să facem este să ne izolăm la domiciliu și apoi să căutăm medicul de familie prin telefon. Protejându-ne pe noi, îi protejăm pe ceilalți din jurul nostru.